Bună seara, dragi copilași! În această seară o să vă citesc povestea Jack și vrejul de fasole. A fost odată o văduvă care avea un fiu, pe nume Jack, și o văcuță albă și blândă, căreia îi spuneau albă ca laptele. Trăiau din greu, doar cu laptele pe care îl dădea vaca în fiecare dimineață, pe care îl vindeau la târg. Dar într-o dimineață, albă ca laptele n-a mai dat niciun strop de lapte, așa că femeia hotărâ să o vândă la târg, iar cu banii pe care îi va lua, să deschidă o mică prăvălioară. Jack nu a avut încotro și, luând văcuța de funie, porni la drum, cu mare părere de rău, fiindcă îi era tare dragă albă ca laptele. Când deodată îi apăru în cale un bătrânel mic de statură, cu învățișare neobișnuită, care îi spunse că vrea să o cumpere el și că îi va da ca plată 5 boabe de fasole. Omulețul îi mai zise că boabele acelea nu erau ca toate boabele, ci erau vrăjite, căci după ce le-ar sădi în pământ de cu seară, vor crește peste noapte până la cer. Tare frumoasă a mai fost mama când auzi că a vândut frumusețe de văcuță pe nimic. Și supărată aruncă boabele pe fereastră. Iar bietul Jack fu pedepsit și nu primi în seara aceea nimic de mâncare. Însă în zori fu surprins să vadă cum de sub fereastra sa un vrej de fasole se înălța semeț, precum o scară uriașă, până sus la cer. Fără să streapia mult pe gânduri, băiatul hotărâ să se cațere pe vrej, până la cer. Ajunsă la cer și acolo zări printre nori o cărare lungă, dreaptă ca o săgeată, pe care merse el ce merse, până când în față îi apăru un castel în care locuia un căpcăun rău, dar foarte bogat. Cum Jack era un băiețel isteț și curajos, se furișă pe lângă căpcăun în timp ce dormea și sfărăia de se cutremura casa. Iar când prinse momentul prielnic, Jack luă un săculeț plin cu bănuți de aur și o luă la goană, coborâ de îndată pe vrej, apoi aruncă punga cu galbeni care căzu în grădina mamei sale. Dar în cele din urmă, sacul ajunse la fund, iar Jack se hotărâ să-și mai încerce odată norocul cu vrejul de fasole. Așa că, într-o bună dimineață, se sui pe vrej și urcă și iar urcă până ajunse din nou la castel. Căpcăunul, după ce se giftuise, își pusese pe masă o găină năzdrăvană care făcea ouă de aur. Și tot uitându-se la ea cum făcea ouă de aur, bărbia îi alunecă pe masă și îndată adormi buștean, sfurăind de se cutremurau pereții. Și de data aceasta, Jack se furișă pe lângă căpcăun, înhăță găina și o luă la sănătoasa spre vrej. Cât ai zice pește, coborâ și, când ajunse acasă, îi arătă cu bucurie mamei sale găina cea năzdrăvană. Jack nu era încă mulțumit, așa că nu trecu multă vreme și se hotărâ să-și încerce încă o dată norocul cu vrejul de fasole. Așa că, într-o bună dimineață, începu să urce din nou pe vrej, până sus, sus de tot. De data aceasta,
căpcăunul, după ce se ospătase bine, își lua o harpă de aur și, în timp ce o asculta, cum cânta, căzu într-un somn adânc, iar sfărăiturile lui se auzeau ca niște tunete. Jack se cățără pe masă, apucă harpa de aur și o luă la fugă spre ușă. Dar harpa țipă și îl trezi atunci pe căpcăun, iar aceasta o luă pe urmele băiatului, care fugea cât îl țineau picioarele. Jack cobora cu o viteză uluitoare, însă căpcăunul nu se lăsă și hotărâ să-și dea drumul și el pe vrej. Când ajunse acasă, băiatul îi strigă iute mamei sale să-i aducă toporul și, după ce sări de îndată jos, apucă toporul și cu toată puterea de care fu în stare atunci, tăie vrejul, care trosni și se rupse în două. Uriașul căzu și-și sparse capul, rămânând mort la pământ, iar vrejul de fasole se prăbuși în urma sa. Scăpați de primejdie, să fi văzut apoi ce bucurie când Jack îi arătă mamei sale harpa de aur, care împreună cu ouăle de aur le-a adus mare bogăție. Și de atunci încolo, văduva și fiul ei cel isteț și curajos nu mai știură ce înseamnă sărăcia și grijile. Iar după ce Jack crescu mai mare, luă de soție o prințesă frumoasă și bogată și trăiră cu toții fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit! Noapte bună!